aceste exerciții care sunt acum în perioada de izolare sunt doar pentru a ne menține forma și dacă se poate să mai îmbunătățim ceva sau să ne îmbunătățim forma pe care o avem. Și ne adaptăm la greutățile și posibilitățile pe care le avem, la discuri, la aparate, folosim multifuncționalul pentru că nu prea avem multe oportunități acum. Din câte am înțeles, pe 15 iulie sau iunie o să se deschidă sălile, din ce am înțeles de la niște prieteni. În fine, până atunci, astea sunt condițiile, așa lucrăm, ne adaptăm la greutate, chiar dacă nu este o greutate foarte mare, facem mult mai multe repetări, 20-30 de repetări, contracții cât mai mare și dăm înainte, asta este. Vă pup! Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Bine cum v-am promis, o să facem un vlog și despre sală. Îți vom lucra picioare, mai ales vom începe cu un extensor. Bă, dacă aveți mai ales un multifuncțional ca acesta și să aveți extensorul și de împins, cam exercițiile de bază, cam astea ne trebuie, ne putem face treaba foarte ușor. Acum vreau să mă pronunț și să vorbesc mare parte cu oamenii care au acces la un astfel de aparat. Care au, care nu au, găsim o soluție și în cazul. O să postez și niște exerciții și fără aparatele necesare. Acum cu 4 serii, a câte 12 repetări, ori 4 de fiecare serie, aici, la extensul, la quadriceps, da? Vom pune ganterele de 20, așa. Hai să începem cu un picior de încălzire. Facem de încălzire câte 20, 30 cu un picior, cam câte merg, să vedem cum se simte cu genunchiul, cu quadricepsul. Ce să facem? Trebuie să improvizăm acum tot în perioada. Mai ales până îți deschid țările, nu avem ce face. Am fixat și banca, tot în regulă. Acum să facem un pic de încălzire. Deci cam asta e în prima parte, cam asta vreau să fac. Foarte mare atenție la orientarea vârfurilor. Orientarea vârfurilor, prima dată, 12 repetori cu vârful orientat în sus, vârful orientat în jos, lateral, în exterior și în interior. Astea toate fac parte dintr-o serie. Până și la încălzire, facem cu... Acum facem un pic de quadriceps, partea de încălzire, un picior și un picior, după aia cu ambele. Am terminat încălzirea, dăm acum 48 de repetări, doar că 12 vor fi în partea exterioară, 12 partea interioară, 12 cu vârful sus și 12 cu vârful în jos. Acum voi demonstra cu ambele picioare execuția pentru quadriceps. Bun. Asta este cu vârful în sus. Schimbăm. Și. Bun. În interior. Vârful întins. Uitați aici contracția cum se vede. M-am schimbat orientarea vârfului, se schimbă și contracția musculară. Practic trebuia piciorul dus mult mai jos. Doar că din cauza, pentru că ăsta ar trebui un pic mai sus, nu se poate duce exact execuția cât ar trebui. Dar este ok și așa. Asta este primul exercițiu care îl facem pentru quadriceps. Revenim cu exercițiul al doilea. Genoflexiuni, bara după cap, mai ales aici la gât. Nu chiar la cervicală, să stau un pic înspre trapez în zona asta aici. Pe cervicală, după aceea o să vă doară mai ales partea asta de aici la C12, la asta o să vă doar să revenim.
Eu nu pot să iau legea, o să o fac cu smuls ca la powerlifting, ca la băieții la powerlifting, pentru că o să-mi vină mai complicat să pun după aia la loc și așa o să o pun jos. Dacă aveți un suport, folosiți suportul. Acum îi vom da 12-14 repetări, chiar și 20, depinde cum mă simt. Practic ar trebui să dau 20, 16, 14, 12, cam așa de dau. Dar în situația de față o să-mi fie greu să pun la loc și să văd cum mă simt. Luăm priza, un pic mai largă trebuie, pentru că o să o punem după gât. Și... opa, așa. Și am pus-o. Așa. Și acum. 1. 1. Poziția cam asta, trebuie să fiu la nivelul umerilor. Când vă ridicați sus, vreau să strângeți aici. Nu așa, așa, strângeți în exterior. Uite așa. Flexiunile, trecem acum la fandări pe un picior. Fiecare picior va face câte 6 sau 12, cam câte puteți dumneavoastră. Cam așa arată fandarea. 1 2 1 Bun. 3 3 4 4 5 5 6 6 Bun. Acesta este unul dintre cele două serii. Vom mai face încă una și vom trece după la următorul exercițiu. Vom termina quadricepsul și vom trece la biceps femoral. Face acum o scurtă pauză activă, 10-15 secunde, pe terminarea quadricepsului. Asta constă în izolarea și izometria mușchiului. Asta este pauza activă. Mușchiul va rămâne constant încordat pentru partea din față, quadricepsul, adică. Această pauză activă, cum bine se numește în sportul profesionist, ne ajută să distrugem fibrele mult mai tare. După această pauză activă, puteți face chiar și acest stretching. Opa, așa. Pentru întinderea quadricepsului. Pe stângul și pe dreptul. Foarte bună stretching. Bun, vom reveni, cum v-am zis, în exercițiul de biceps femoral. Mai începem bicepsul femoral la acest extensor și flexor care l-am mai făcut azi și la quadriceps. Ne vom așeza cu burta pe băncuță și vom da drumul la bicepsul femoral.
câte 16 repetări. 16, 12, 10, 8. Contracție cât mai bună vreau. Acesta este alt exercițiu pentru biceps femoral. Vor fi două gantere, astea de jos, acestea două, și cu poziția picioarelor și orientarea vârfurilor spre interior, cu ducerea și, de fapt, sunt ca niște îndreptări, doar că este jumătate de îndreptare. Nu este cursa totală, este doar până la jumate. Iar piciorul nu se flexează ca la îndreptări. Rămâne fix ca să lucreze femoralul. Asta e dăm drum, 4 set, 16, 12, 10, 8, așa e. Și să începem. Ultima. Good. Cam asta e. Urmează gambe și am terminat pe azi. Dragilor, ultimul exercițiu va fi la gambe, aici cu această vestă de 10 kg de nisip. O voi atașa, pur și simplu, nici nu mai închid. Vom lucra gambe. Interior și exterior. Acum pe exterior. Asta e la gambe. 4 serii,
câte 25 de repetări. Cam asta a fost antrenamentul de astăzi, la picioare și spre final de gambe. Voi reveni cu alte vloguri, nutriție, antrenamente din rutina mea, mai ales de antrenament zilnic, de carantină și de nutriție, cum am văzut multe, multe din afirmațiile dumneavoastră la reposturile, la întrebări de pe Instagram. Nutriție și dietă, tot antrenamente. Vă pup, nu uitați să dați acolo un subscribe și apăsați pe clopoțel. V-am pupat, Alex Turcu.